Einstein nu era atât de, să zicem, convins de determinism. Dar era convins de faptul că trebuie să fie o cale. Pentru că pe asta se baza teoria relativității. Teoria relativității zicea că putem avea influență la distanță mai repede decât viteza luminii. Și din cauza aceasta, el a ales prima variantă. A zis, bine, nu poate să fie asta, pentru că localitatea e falsă. Deci, poate fi nici a doua, pentru că tot e falsă, deci trebuie să fie plin. Mecanica cuantică este incompletă, dar fizica este locală. Și de aceea a zis Dumnezeu cum l-am făcut zadul. Pentru că dacă mergem pe prima variantă, implicit teoria devine deterministă, dacă e prima localitate. Și atunci, e un articol pe care l-am pus la referințe, în care e descris argumentul acesta, că Einstein, de fapt, nu avea o problemă cu non-determinismul mecanicii cuantice, avea o problemă cu faptul că contrazicea teoria relativității. Asta îl deranja pe el, de fapt. Și de aceea a optat pentru varianta care nu deranjează și care implicit duce și la determinism. Ok. Cum rezolvăm paradoxul? Păi, ne amintim de situația cu pătratul magic și Hensel și Gretel, în care ei nu comunică. Bine, și mai țineți din regulile jocului. Deci Hensel trebuia să pună număr par de lucruri și număr de lucruri pe linii. Gretel trebuia să pună număr impar de plusuri și par de minusuri cu coloane și trebuia să pună același simbol în pătratul comun, dar nu știau fiecare ce linie. Hensel nu știa ce coloană are Gretel, Gretel nu știa ce coloană are Hensel. Și v-am arătat data trecută că dacă presupunem că nu există influență la distanță, nu există nelocalitate, deci presupunerea aceasta de localitate este adevărată, fără să facem referire la mecanica cuantică, și deci ar trebui să existe aceste variante ascunse în teorie, răspunsurile pe care le dau Hensel și Gretel sunt determinate doar de contextele lor locale și eventual niște variabile aleatorii, niște randoms. Și asta ne duce la concluzia că ei nu pot să câștige. Deci, în baza presupunerii acestea, ajungem la concluzia ei nu au cum să câștige mereu. Cu toate acestea, am văzut că dacă introducem entanglement, există o strategie prin care ei câștigă mereu. Deci, nu se poate ca premisa să fie adevărată, nu se poate ca localitatea să fie adevărată. Și deci, dacă nu se poate, înseamnă că teoria este nelocală. Asta nu înseamnă neapărat că mecanica cuantică este și complet. Încă nu se știe dacă asta este adevărat sau nu. Dar, în principiu, ce știm, adică ce știm sigur, e că mecanica cuantică și, de fapt, fizica în sine, natura în sine, este nelocală. Adică putem avea niște corelații între două blocuri, care nu pot fi explicate dacă presupunem că nu există influență la distanță instantaneă. Ei, și acum să dau și strategia pe care câștigă și jocul acesta se cheamă jocul meu de interes cu cei doi autori. Ideea e că Hensel și Gretel, bineînțeles, pot să aibă entanglement. Și răspunsurile pe care o să le dea o să fie determinate de niște măsurători. Ei o să facă niște măsurători, asta o să le dea răspunsurile pe care o să le pună în pătrățel. Și o să presupunem că observabilele pe care le măsoară ne întorc doar rezultat plus 1 sau minus 1, în ideea că ei trebuie să pună plus sau minus în pătratele respective. Și un plus, pentru că Hensel ce o să facă? Hensel trebuie să facă o măsurătoare, deci lui Hensel îi trebuie un răspuns pentru fiecare pătrat din linia lui, pentru 3 pătrate. Și atunci el trebuie să măsoare câte o observabilă pentru fiecare din pătrat. Și o să facă măsurătorile astea pentru aceeași stare cuantică, starea pe care o împărtășește cu Gretel. Și deci vrem să măsurăm 3 observabile în același timp pentru aceeași stare. Și atunci, cum vă ziceam, înseamnă că ele trebuie să comute între ele. Deci, pe aceeași linie sau pe aceeași coloană, observabilele trebuie să comute. Și atât Hensel cât și Gretel o să aibă setul acesta de observabile. Adică, de ce trebuie să aibă amândoi aceleași observabile? Pentru că trebuie să dea același răspuns pentru pătratul comun, care poate să fie oricare din el. Și când măsoară o stare în teamnă pe starea fel, am văzut că dacă măsori ambit limiți în bază 0,1, obțin același răspuns. Și pe asta o să mă bazez. Și atunci, fiecare o să aibă aceste 9 observabile și o să fie o stare între ei. Și, spre exemplu, dacă Hensel îi zic, completează în prima linie, o să măsoare 1,1.
an pentru chibițiuni, iar gradul pentru coloana 3 se măsoară aceștia 3 pentru chibiții. Ok. Și acum, consistența funcțională ne impune următoarele constrângeri. Trebuie să satisfacem proprietatea pătratului și anume că pe linie avem o parte plusul și parte minusul și pe coloane invers. Și am zis că, de fapt, noi să punem plus 1 și minus 1. Deci, dacă am să pune 1 sau minus 1 pe linie, cât trebuie să fie produsul elementelor de pe linie? Dacă trebuie să punem număr par plus și par minus 1, minus 1, evident. Deci, cum valorile respective sunt valorile proprii ale operatorilor, din consistența funcțională, produsul operatorilor pe linie trebuie să dea minus identitate și produsul operatorilor pe coloană trebuie să dea identitate. Acum, pentru numere, nu se putea face lucrul acesta. Adică dacă ourile acestea erau numere plus 1 și plus 1, nu puteam satisface constrângerile. Dar dacă sunt matrice, putem satisface constrângerile. Și în ideea că ei împărtășesc următoarea stare, sunt doar două stări pe el, puse împreună. Sunt doi, sunt două perechi de particule entangled pe el. Și ne-am scris în baza plus minus ca să fie evident cu plusul și minusul. Și observabilele o să fie acestea. Și puteți verifica că satisfac toate proprietățile respective. Și acum, cum ziceam, când primești o linie, măsoară toate observabilele de pe linia respectivă pentru cei doi cubiți săi. Și la fel și gradul pe o coloană. Deci, spre exemplu, pentru linia 1 și coloana 3, hai să vă să măsoare extensor Y, minus X, tensor Z și tensor Z. Și gradul pe coloană I, tensor Z, Z, tensor Z și Z, tensor identitate. Ok. Și acum, consistența funcțională îmi garantează corectitudinea. Faptul că niciodată nu să se întâmple să nu am proprietatea cu număr par pe plusul și par pe linii și invers pe coloane. Iar entanglementul garantează succesul. Pentru că, cum ziceam, stările mele o să colapseze pe același lucru când le măsori cu aceeași observabilă, pentru că ele să scriu la fel o bază de primire. Și atunci, pentru singurul comun, pentru pătratul comun, o să obțină același răspuns întotdeauna. Și deci, întotdeauna el să dea răspunsul corect. John Bell a fost primul care a arătat lucrurile acestea, că mecanica cuantică e nelocală și că nu avem variabile ascunse. Sau, mă rog, nu avem variabile ascunse locale, pentru că dacă completitudinea teoriei este falsă, putem avea variabile ascunse nelocale. Și există o teorie fizică care se cheamă de Boyle-Bohm, interpretarea de Boyle-Bohm a mecanicii cuantice, care se bazează pe aspectul acesta. Și acum, întrebarea pe care o punem este dacă avem totuși acțiune instantanee la distanță, înseamnă că putem comunica mai repede de viteza luminii și răspunsul este nu. Și se face o diferențiere între no-signaling și low-carrying. Low-carrying zice așa, nu există nicio acțiune fizică care se poate manifesta mai repede decât viteza luminii. No-signaling zice informația nu poate călători mai repede decât viteza luminii. Și atunci teoria relativității, postulatul, unul din postulatele teoriei relativității, nu este nimic nu poate circula mai repede decât viteza luminii, și informația nu poate circula mai repede decât viteza luminii, informația în formă de masă sau de energie. E și o teoremă care demonstrează că folosind că, în principiu, orice aș face, dacă am un sistem, dacă am două sisteme care împărtășesc stări entangled, orice aș face într-o parte a sistemului, nu poate să transfere informații în partea cealaltă. Și se cheamă un signaling theory. Pot folosind entanglement să transfer informații. Și motivul pentru care nu pot, așa la un nivel intuitiv, este că dacă avem starea aceea pe 0,0 plus 1, ca eu să pot semnala ceva în partea cealaltă, ar trebui să controlez faptul că starea colapsează fie în 0, fie în 1, ca să pot să transmit informații binară, să zic, acum e 0, acum e 1 și în felul ăsta să transmit un mesaj. Dar eu nu controlez asta, e ceva nedeterminist. Pentru că ea, în urma unei măsurători, poate colapsa cu probabilitate egală, fie în 0, fie în 1. Deci, cumva, nedeterminismul teoriei e cel care previne comunicarea cu viteză mai mare decât viteza lui, comunicarea instantanee.
Ok. Și acum, foarte important, treaba aceasta cu nelocalitatea, faptul că avem acțiunea aceasta la distanță, e mai mult despre corelație decât despre altceva. Cu alte cuvinte, non-locality înseamnă că am două variabile aleatoare care sunt corelate, așa fel încât corelația lor nu poate fi explicată dacă presupun că localitatea este adevărată. Asta înseamnă corelații non-locale. Și întrebarea acum este, dacă sunt în jocul de mai devreme, dacă eu mă pun pe post de vrăjitoare și observ pe Hansel și cred că câștigă mereu, joc, joc cu ei doi mereu, mereu, și de fiecare dată ei câștigă, ce concluzie pot să trag din asta? Nu, nu, în baza presupunerii că ei nu comunică. Mă asigur că ei nu comunică, dar văd că ei... Că iubește Dumnezeu. Că iubește Dumnezeu. Da? Sau? Poftim? Am înțeles. Poftim? Mai departe, să fie ce atunci. Eu mă mereu dacă nu avem entanglement. Am zis că entanglement pot să câștige mereu. Și tocmai strategia asta arată că ei pot să câștige mereu. Ia, în spate. Așa. Am zis, dar este o strategie pe care câștigă mereu dacă am entanglement. Strategia e ok. Deci pot să câștige mereu la bravo și asta, asta arată strategia. Așa am făcut și pe asta. Așa. Deci la ce concluzie ajunge vrăjitoarea dacă îi câștigă mereu și nu cu unii? Că sunt bun la fizică și am un surplus mare de bițe în exact. Deci poate să tragă concluzia că ei au o formă de entanglement. Și asta e foarte important, pentru că asta îmi spune cumva ceva despre fizică, fără să fac o măsurătoare fizică, doar din punctul meu la niște corelații între niște numere. Deci primesc niște numere de două locații și știm că ele nu pot comunica baza presupunerii acestea. Dacă observ corelații care nu pot fi explicate în baza presupunerii că nu există acțiune la distanță instantanee, înseamnă că există entanglement. Și asta se demonstrează foarte greu, dar foarte, foarte greu, dar este adevărat. Și acum, alt joc pe care mi se pare că l-am dat la temă, la primul curs, era că de data asta am ales și Bob, pentru că mi-a fost lene să-mi fac alte imagine în viață și cred. Și avem pe ei aici, pe post de vrăjitoare. Și în principiu le trimite, le trimite lui Alex un A, le trimite lui Bob un B, care sunt numere binare de 0 sau 1. Și Alex și Bob trebuie să răspundă cu X și Y, astfel încât A și logic B să fie doar cu X sau exclus în Y. Și în felul ăsta câștigă jocul. Și, din nou, mai ales și Bob nu au voie să comunice. Asta e presupunerea pe care o face. Dacă ignorăm mecanica cuantică, ei pot să câștige cu probabilitate maximă 75%. Se poate demonstra lucrul acesta. Dar, dacă folosesc entanglement, pot să câștige până la 85,4%. Și se poate demonstra că 85,4 este 8. Adică nu pot obține o corelație mai mare de atât a folosind entanglement. Iar stările pentru care obținem valoarea asta de 85,4% se cheamă stări care sunt entanglement maximal. Adică mai mult de atât entanglement nu pot să am între ele. E, și în încheiere, cum spuneam, corelațiile nelocale sunt corelații care nu pot fi explicate presupunând că localitatea este adevărată. Iar stările Bell pe care le-am văzut mai devreme sunt stări care sunt entanglement maximal. Pot obține acele corelații maximale pentru jocul de mai devreme. Acum, dacă observ corelații non-locale, pot trage concluzia că există entanglement presupunând că nu se comunică între cele două locații. Dar dacă am entanglement, nu înseamnă neapărat că am și corelații nelocale. De ce? Pentru că în situația cu starea de 0 sau 1, dacă, spre exemplu, am o stare de și restricționăm măsurătorile doar la măsurători 0-1 în baza computațională, atunci cele două, Alice și Bob sau Hansel și Gretel, o să obțină mereu același rezultat. Unul măsoară obține 0 și celălalt obține 0, unul obține 1 și celălalt obține 1. Astea nu sunt corelații care nu pot fi explicate, pentru că puteam la fel de bine să le dau Alice și Bob niște cutii în care se aflau jetoane fie albastre, fie roșii, și puneam eu la întâmplare jetoane acolo, dar totdeauna puneam roșu cu roșu, albastru cu albastru și le dădeam cutiile astea.
Și după aia le deschideam și observau că mereu erau corelate. Asta nu e nimic ciudat, nu e nimic cuantic între aia asta. Deci ce e important, ce voiam să zic, este că nu doar starea e importantă, starea cuantică pentru că observam corelațiile, ci și măsurătorile pe care le face. Măsurătorile sunt cele care le dau în fond acele rezultate pe care apoi vedem că sunt corelate. Ok. Deci măsurătorile sunt și ele importante. Și, în general, am pus un articol care demonstrează lucrul acesta. Dacă vrem să simulăm faptul că avem N-stări și ce putem face cu ele, putem de ce jocuri putem să le câștigăm sau ce, ce corelații putem avea, în general e nevoie de comunicare exponențială între cele două locații pentru a obține același rezultat. Ok. Luăm o pauză și continuăm la.